A doua lansare de carte de azi. Ne păstrăm din punct de vedere al zonei geografice în Orient. Pe tărâmul tradițiilor spirituale orientale. Iată că astăzi vom vorbi despre un alt subiect. Este vorba despre șivaismul din Cașmir și despre cartea lui Mark Bicicovski, Doctrina Vibrației. Cum vă spuneam, Mark Bicicovski a fost prezent în urmă cu 2 sau 3 săptămâni în weekend în București. A ținut de vineri până duminică câteva cursuri pe șivaismul din Cașmir. Invitații noștri de azi, cum spuneam, Adrian Dovan, instructor de yoga cu o experiență de peste 26 de ani în Hatha Yoga, Kriya Yoga și în șivaismul cașmirian, și de asemenea alături de noi, ca și la primul eveniment, colegul meu Mihai Liță, care de această dată este în postura de coordonator al colecției Tantra, colecția Tantra din care face parte, bineînțeles, Doctrina Vibrației a lui Mark Bicicovski. Mihai Liță, editura Herald Ansat, sau, mă rog, în unele cazuri e pe punct să o facă, un nou format pentru mai multe colecții ale sale. Printre aceste colecții, bineînțeles, se numără și colecția Tantra, o colecție foarte importantă, pe care tu o coordonezi. În aparență un nume exotic, foarte vehiculat în prezent în Occident, încărcat de mister, dar bineînțeles și de unele prejudecăți. Mai întâi poate ar fi potrivit, în debutul discuției noastre, să discutăm puțin despre ceea ce nu este Tantra și apoi despre ideile directoare ale colecției Tantra de la editura Herald. Bună ziua, mulțumim că ați venit la acest eveniment al editurii Herald. Am să încep totuși cu colecția, ca să plasăm această lucrare într-un anumit context. Colecția Tantra există de mai mult timp în cadrul editurii Herald. Noi am făcut o reîmpărțire a tematicilor și am rezervat pentru viitor această colecție doar pentru tantrismul hindus, pentru că tantrismul tibetan îl facem să apară în colecția Himalaya. În cadrul acestei colecții vom publica lucrări cât mai aproape de tradiție, din această învățătură într-adevăr controversată, în sensul că puțin cunoscută și prost înțeleasă. La întrebarea ce este Tantra, pe care mi-a pus-o Sorin, și ce nu este, mi-am amintit de o parabolă orientală, cred, a unui copil care vrea să mute oceanul cu găletușa în groapa lui de nisip de pe plajă. A defini în câteva cuvinte învățătura tantrică este cam un exercițiu similar. De aceea mi-am propus să vă răspund pe bază de cuvinte cheie, ceea ce face mai ușor o transmisie de informație mai rapidă. Și o să vă definesc această învățătură printr-o sintagmă sanscrită care sună așa, iti, iti. Iti înseamnă aceasta. Dar ca să vă spun ce înseamnă această sintagmă, trebuie să introduc o altă sintagmă care este neti, neti. Nu aceasta, nu aceasta. Și acum o să vă explic. Mainstream-ul, deci curentul principal al tradiției indiene, n-aș vrea să-i spun hinduist pentru că e impropriu, ei își numesc calea Sanatana Dharma, adică legea cea eternă, este un curent totuși cu o tentă profundă ascetică și neti-neti înseamnă nu aceasta, nu aceasta, în sensul metodei Ramana Maharishi, de exemplu. Eu nu sunt nici corpul, eu nu sunt nici suflul, eu nu sunt mintea, nu sunt nici acest univers,
Și ce rămâne după ce se fac toate aceste negații, care nu sunt doar filozofice, ci sunt existențiale, sunt practice, este realitatea ultimă, numită acolo Brahman. Tantra, pe de altă parte, este o cale afirmativă, care spune, pune problema puțin invers. Totul în acest univers este Dumnezeu, totul este divin, nu există nimic care este impur, nu există nimic care nu este această divinitate. Și de aceea, în această viziune afirmativă, tantra are niște specificități. Una dintre ele este că totul este divinizat. O percepție foarte greșită asupra fenomenului, în general asupra Indiei, este că ei sunt politeiști. Asta este o mare greșeală. Sunt la fel de monoteiști ca și noi, dacă nu mai monoteiști. Problema că ei personifică energiile sau emanațiile divine, uneori, pentru înțelegerea exoterică, pentru înțelegerea omului de pe stradă, sub forma anumitor reprezentări iconografice, pe care niciun inițiat nu își închipuie, de exemplu, că timpul, care e personificat printr-o energie importantă în Tantra Kali, nu își imaginează niciun inițiat că această energie este în realitate o formă feroce, cu limba scoasă și așa mai departe, iconografia cunoscută. Acesta este doar un simbol care apelează în subconștientul persoanei care lucrează cu el și în subconștientul colectiv anumite arhetipuri. Deci, datorită acestei viziuni că totul este divin și datorită faptului că Tantra vede peste tot ca niște raze ale soarelui care este Dumnezeu și personifică aceste raze sub forma unor divinități, avem un întreg, avem ritual, în primul rând, și un întreg panteon pe care Tantra îl are. Și chiar scripturile se împart după aspectul divin sau zeitatea tutelară pe care acea scriptură o are. Deci, aspectul ritual, aspectul afirmativ, de asemenea, Tantra este bazată foarte mult pe autoritatea spirituală, autoritatea scripturii. Unele dintre scripturi, care poartă chiar numele de Tantra sau de Agama, sunt considerate revelate de Dumnezeu însuși, cu titlul de paranteză, în, mai ales în doctrina de care vorbim, Dumnezeu este numit Shiva, Parana-Shiva sau Para-Bhairava. Bhairava înseamnă cel teribil, în sensul în care în creștinism avem acea denumire de Mysterium Tremendum, deci teribilul mister al lui Dumnezeu. Și cam astea ar fi reperele, deci autoritatea scripturală, autoritatea maestrului, ritualul, care poate să fie exterior, cum spuneam, chiar sub o formă iconografică sau interiorizat, unde nu mai există o formă. De asemenea, se remarcă utilizarea verbului divin sub forma unor cuvinte de putere care se numesc mantra. Sigur că n-am spus nimic, pentru că nu pot în 5 minute să discut toate lucrurile astea, dar în orice caz, întrebarea fusese ce nu este tantra. Există foarte multe prejudecăți legate de tantra și dacă, de exemplu, dați pe Google și căutați cuvântul tantra, probabil că primele lucruri pe care le veți găsi vor fi niște lucruri destul de ochiate, așa, pentru ochiul occidentalului. Pentru că din cauza că tantra este afirmativă și nu neagă nimic și consideră că poate folosi orice, absolut orice activitate umană pentru a evolua, cu titlul de, așa, interesant și strănutul este o metodă care duce la iluminare, pentru că energia strănutului e ca un fulger și dacă este integrată meditativ într-un anume fel, despre care se vorbește într-un tratat chiar a școlii despre care vorbim, Vigyana Bhairava, publicat la editura Bara, și strănutul poate fi o cale de eliberare. Acum, tantra este foarte adesea identificată cu sexualitatea. Aproape că se, în momentul când cineva spune tantra sau tantra yoga, înțelege că e ceva cu băieți și fete. Ceea ce nu e adevărat și este adevărat depinde cum pui problema. Tantra, într-adevăr, este recunoaște această polaritate, care este o polaritate între arhetipul feminin și cel masculin, care apare pretutindeni, inclusiv în orice aspect manifestat.
în formă de conștiință, în jocul acestei conștiințe cu energie. Pe de altă parte, acest caz particular al interacțiunii amoroase dintre bărbat și femeie este, cum spuneam, un caz extrem de particular în tantra. Și ca să justific această prejudecată, răspândită și pe aici, pe la noi, din nefericire destul de mult, am să vă fac o statistică. Știu că foarte mulți oameni au atitudinea asta pozitivistă și atunci am să vă fac o statistică bazată și pe autoritate, cum spuneam înainte. Există două lucrări foarte importante în tantra, chiar în școala de care vorbim. Una dintre ele este această Vigyana Bhairava, pe care am publicat-o și noi, care este un compendiu de 112 metode de a atinge iluminarea. Cea cu strănutul face parte dintre ele. Dintre aceste metode, trei din ele se referă la sexualitate. Una la actul propriu-zis, una la reamintirea acelui act și una e un fel de explicație a celorlalte două. Deci 3 din 112, 3%. Într-o altă lucrare, care este o enciclopedie a întregului sistem tantric și shivait, scrisă de cel mai mare maestru al sistemului recunoscut unanim, Abhinavagupta, un maestru din Kashmir din secolul XI, care se numește Lumina în Tantra, Tantra Aloka, care are 37 de capitole, dintr-un motiv pe care nu explic acum. Există un singur capitol, de fapt jumătate, dacă nu amintesc, capitolul 29, care se referă la un ritual numit ritualul școlii Kaula, în care, într-adevăr, într-un mod foarte voalat și foarte simbolic, citibil pe mai multe niveluri, este vorba de sexualitate. Deci, unul din 37. Găsim întâmplător și m-a amuzat asta, același 3%. Deci, tantra este 3% și despre sexualitate, pentru că tantra nu refuză nimic, dar a echivala una cu alta și a face din asta prilej de dezmăț, nu are legătură cu tantra tradițională. Gata. Mulțumim pentru explicații, Mihailiță. Doctrina vibrației ne vorbește una dintre cele mai înalte structurale pe care le-a cunoscut istoria, atât din punct de vedere metafizic, cât și din punct de vedere contemplativ. Și anume, shivaismul non-dualist kashmirian, în particular despre școala numită Spanda, termen tehnic ce desemnează freamătul dătător de viață al inimii lui Dumnezeu. Această însemnare, să spunem, despre doctrina vibrației pe coperta 4 a cărții. Adrian Moldovan, mai întâi am să te rog să ne vorbești despre activitatea ta în domeniul yoga și al spiritualității în general și cea a grupului de practică pe care tu îl coordonezi. Apoi îți adresez și ție aceeași întrebare pe care am adresat-o și lui Mihai, ce este și ce nu este tantra. Da, bună ziua! Sunt practicant de yoga și de alte căi spirituale din 1990 și pot să spun că sunt un pasionat al acestei căi shivaite. Predau yoga și diverse științe ezoterice europene de tot așa, de 20 ceva de ani și consider că pentru mine este un mod de a trăi și de a experimenta viața. Da. Mulțumim. Deci ce este și ce nu este tantra? Ea este adecvată practicantului occidental? Tantra este un mod de a privi viața și de a integra tot ce vine pe tine și de a aprofunda viața fără a nega nimic. Da? Este cumva Upanishadele și Vedele au împărțit loc când au fost, să spunem, acum 4.000-6.000 de ani. Au împărțit foarte mult lumea între bine și rău. Tantrismul are această viziune non-dualistă asupra Universului, deși pare foarte dualist, pentru că, cum spunea prietenul Mihai, personifică foarte mult din energiile Universului. Asta nu înseamnă că sunt dualist, din contră, sunt profund non-dualist. Adică nu neagă nimic.
adică totul este viu. Universul este, nu iluzie, este iluzoriu, este o mare diferență. Și dispare noțiunea asta de bine și rău, așa cum o credim noi în mod normal. Se esențializează într-un mod profund, non-dual. Și asta este tantra. Ce nu este tantra, nu pot spune ce totul este tantra și tantra este totul, pentru mine. Da? Tantra nu neagă nimic, deci nu pot spune că ceva ce nu este tantra. N-am răspuns la întrebare. Mulțumesc foarte mult, Adrian Moldovan. Mihai Liță, îți propun să dezbatem puțin contextul acestei lucrări, doctrina vibrației lui Marc Pitchikovsky, pe care o lansăm astăzi. Avem de lămurit mai mulți termeni care sună interesant și oarecum exotic pentru neinițiați, pentru neofiți sau pentru occidental, până la urmă pentru omul contemporan. Shivaismul non-dualist din Kashmir, doctrina vibrației, Spanda. Te rog să clarifici puțin acești termeni pentru noi. Da. Avem această sintagmă, Shivaismul non-dualist din Kashmir. Sună foarte exotic așa și special. Fiecare dintre termenii, dintre cei trei termeni despre care este vorba, și-au rostul lor. Dacă s-ar fi putut fi exprimat lucrul ăsta mai simplu, s-ar fi făcut, pentru că tantricii sunt niște oameni foarte practici. Shivaismul este probabil cea mai veche religie a Indiei. Cred că s-au descoperit formele lui cu 4.000 de ani în urmă, dacă nu mă înșel. Unii îl atribuie unui curent în afara curentului principal, adică acelei populații dravidiene a Indiei, însă ca și Dumnezeul creștin care a comportat în istoria iudaismului o dinamică și numele acesta, Shiva, a căpătat o anumită dinamică până la a defini realitatea ultimă, supremă și absolută, pura conștiință. În shivaismul cașmirian, realitatea ultimă este definită ca o lumina conștiinței care se oglindește în ea însăși, plină de încântare, cea matcară se numește, și de uimire, vishmaya. Deci e ca și cum Dumnezeu se privește în oglinda propriei sale inimi, pe El însuși, admirându-și perfecțiunea, libertatea și frumusețea supremă. Lucrurile astea par destul de depărtate și de exotice. De fapt, ele sunt foarte aproape de inima fiecăruia dintre noi, iar metodologia este foarte simplă. Shivaismul îl definește pe Dumnezeu prin numele Shiva, ca să o scurtăm. Non-dualist este exact ce a spus Adi și poate că e bine că a spus-o pentru că greșisem puțin, adică în sensul că n-am dat o explicație, de data asta am dat-o, că de fapt există o aparentă dualitate între lumină și oglinda în care se reflectă, dar totul se întâmplă în interiorul aceleiași realități. Prin urmare, este o dualitate doar pentru ochii care privesc dual și în realitate nu există termenul doi în tantra, există o unitate, o singură realitate și pentru că orice act de adorație, de exemplu rugăciunea, când ne rugăm, există eu și există cel căruia mă rog. Și asta este deja o dualitate. Și vaismul nu vede așa lucrurile și nici tantra, ci în momentul când mă apropii de ultima realitate, eu mă identific cu ea. Adică sunt una cu ea, pentru că natura mea ultimă și cu natura realității ultime sunt una. Deci de asta e non-dualist. De ce din Kashmir? În zona Kashmirului a existat o efervescență spirituală foarte mare prin secolul 9-12. Ea a început de prin secolul 6 și a continuat până în zilele noastre, dar atunci au fost cei mai maestri, cei mai remarcabili, dintre care numele lui Abhinavagupta ar trebui pomenit. Este
combinație așa între Leonardo da Vinci și Sfântul Maxim Mărturisitorul, deci din nou, cum spuneam la Bardo, că este un fapt cultural, nu ține de budism, Abhinavagupta e un nume care trebuie cunoscut pentru că a existat, nu contează că ești indus, creștin sau ateu. Pur și simplu a fost o personalitate uriașă, inclusiv în estetică și în alte domenii de care... personalitate plurivalentă. Deci acolo, în Cașmir, s-a dezvoltat această școală. Această școală, generic, este numită Școala Trinității, Trica, și da, nu e întâmplător, există multe posibile conexiuni cu creștinism. Așa, doctrina vibrației. Doctrina vibrației e titlul cărții pe care o lansăm azi. Este traducerea termenului spanda, care este un curent, unul dintre curentele acestei școli, Trica, acestei școli non-dualiste cașmiriene. Spanda înseamnă vibrație și despre ce vibrație pentru tantric și pentru Shivait universul este viu. Chiar și iluzia este viu. Și atunci spanda definește această vibrație a inimii lui Dumnezeu, care se spune că vibrează infinit de subtil, imcit sancealana, în limba sanscrită. Deci e o vibrație extrem de fină pe care o regăsim și în sintagma creștină, împărăția lui Dumnezeu este în inima voastră. Mulțumim, Mihailiță. Să pomenim și faptul că Marc Dicicovski, cel care autorul cărții Doctrina Vibrației, are un doctorat în șivaismul cașmirian și un doctorat în limba sanscrită. Specialitatea șivaismul cașmirian, dar o să vorbim despre asta. Adrian Moldovan este cel care l-a invitat în România pe profesorul Marc Dicicovski. Noi sperăm să, cu domnia sa, să mai avem evenimente în librăriile din București. Posibil să revină în scurt timp Marc Dicicovski în România. Dacă ne poți spune, te rog, câte cuvinte despre importanța muncii sale lui Marc Dicicovski în contextul studiilor indianistice în general și al studiului Tantra în particular. Da, bineînțeles. Vreau să vă spun că domnul Marc Dicicovski o să vină 26 iunie în București pentru lansarea cărții, începem la oficială, la librăria Cărturești, la ora 18.30, da, foarte frumoasă. Însă o activitate foarte, să spunem așa, laborioasă, legată de tantriști, de șivaismul cașmirian. Ca să zic așa, a tradus câteva texte grele ale șivaismului. Tantra Loka, de care spunea prietenul meu Mihai, a tradus Spanda Carica, a tradus un tratat care nu mai puteți vă spune acum într-o limbă de circulație, cum ar fi engleza, Montana Bairava, care are 14 volume, la care am muncit 20 de ani, are această doctrină vibrație, care a fost și o crea lui de doctorat pentru Oxford, are o călătorie în lumea tantrei, mai sunt, are vreo 14 cărți în total, traduse, și el spune că la el în computer mai are încă 100 de cărți care așteaptă să fie traduse. Și are 65 de ani, deci estimează că mai trăiește vreo 15 ani, deci mai poate munci. Și își dorește să tipărească Tantra Loka, care este într-adevăr bijuteria și baietul în cașmirian, care o are aproape gata, sperăm ca în anul următor să fie publice și să ajungă și în România în limba română la un moment dat. Vom vedea. Este o ființă care a stat 40 de ani în Varanasi și stă și acum în Varanasi. Pleacă doar în mai până în august. Stă acolo pe Marul Gangelui, scrie cântul la sitar și își vede locul de cremație care e mai îndreaptă. Un loc unde este la Sinduș, se ard cuțite după moarte. Ce spune că trebuie să fie acolo cremat aproape, 200 de metri de loc unde stă.
fost discipolul ultimului maestru Shivait, Swami Lakshmanju, pe care pot să zic că are un adorație, respect foarte mare pentru el și în orice face îl pomenește și îi mulțumește tot timpul. Asta am un respect deosebit față și pentru asta față de el. Este ca un, băiat, ca un copil. Așa, e foarte liber în modul de a gândi și de a se exprima. Deși a adunat foarte multă totuși învățătură, adică nu are această noțiune, nu are bariere mentale, e foarte liber în modul de a se exprima. Cam atât, nu știu, mai zic, cred că Tichikovsky este un pionier în cercetarea limbii sanscrite, a tradiției indiei și în particular a tradiției tantrice, atât la model academic, sub îndrumarea celei mai mari autorități în viață, profesorul Alexis Sanderson de la Universitatea din Oxford, cât și din punct de vedere inițiatic. Tot pe Adrian Moldovan l-aș ruga să ne vorbească puțin despre activitatea lui Marti Tichikovsky în România, despre grupul de practică pe care domnia sa îl pregătește și despre tabăra Yoga Sat la care Marti Tichikovsky va preda foarte curând. Mai vreau să completez faptul că Marti este inițiat în Sibaimu Kajirian de Swami Lakshmanju, care autoritatea de a da mai departe această știință. De asemenea, este inițiat într-un, zicem așa, cult tantric din Nepal, Kubjika, care este un cult foarte ezoteric și special. E unul din puținii occidentali care a avut acces la această zonă. Legată de a crea un marc în România, deci noi de 2 ani de zile, 2 ani jumătate, îl chemăm cam de 2-3 ori pe an în România cu diverse workshop-uri. A fost și acum 3 săptămâni, cum spunea și prietenul meu Mihai, pentru a prezenta tratatul Vigiana Bairava, o parte a lui. Facem din când în când ședințe Skype cu dumnealui și vine la festivalul pe care îl ținem între 17 și 23 iunie la Cheile Grădiștei pentru a ține niște workshop-uri despre mantre și cum se pronunță rostesc ele și despre Vigiana Bairava, o parte a acestui tratat. De asemenea, seara va avea și niște recitalul la Sidana care prestează într-un mod excepțional. Adică a fost crescut și inițiat și la Sidana de unul din mari pandiți ai vremii acestei. Adică din ființa asta adună foarte multe lucruri. Nu pot să spun despre el că este un practicant în sensul așa clasic al cuvântului, dar studiului și sitarul și cum trăiește e un exemplu interesant. Mulțumim foarte mult, Adrian Moldovan. L-aș ruga și pe Mihai Liță să ne spună câteva cuvinte, la fel despre colaborarea cu profesorul Marti Tichikovsky, mai ales legat de faptul că în urmă cu 3 săptămâni domnia sa a venit la București să țină acel curs. Mărturisesc că mi-am dorit foarte mult să ajung, dar nu am reușit. Colegii mei, Mihai Liță și Luisa Neagă, au fost la acel curs. Împărtășește-ne un pic din prietenia și din experiența întâlnirii cu Marti Tichikovsky. Da. Adi a făcut o prezentare oarecum oficial, să zic, al lui Marc și a fost întrebat. Eu am luxul să răspund la aspectul subiectiv al problemei. Într-adevăr, Marc este o ființă foarte specială și are o ingenuitate, pe de-o parte, de copil, o libertate foarte mare în exprimare și manifestare, pe de altă parte, o rigoare științifică
cutremurătoare și folosesc foarte rar acest cuvânt. Este un cunoscător adevărat, unul de școală veche, al domeniului pe care îl face, de cred că primul lucru pe care putem învăța de la el este cum se face un lucru bine, un lucru pe care noi românii am cam uitat să-l facem. Deci el face lucrurile bine, ceea ce face. Mi-a făcut onoarea în urma unei corespondențe pe scurtă pe care am purtat-o să-mi aducă anumite aprecieri pozitive, care recunosc că m-au măgulit, și a avut deschiderea totală să răspundă la tot felul de întrebări, unele dintre ele destul de sofisticate și care, în general, la care în general nu se răspunde decât într-un cadru inițiativ. Este un om care m-a cucerit, ca să zic așa pe scurt, și voi fi bucuros să-l văd atât în tabăra pe care o să țină grupului Adi, cât și la lansarea oficială a acestei cărți pe 26 iunie la București. Și vreau să-i mulțumesc lui Adi că aduce astfel de ființe autentice în țară. În final aș vrea să te rog să ne vorbești puțin despre planurile de viitor ale colecției Tantra. Așa cum spuneam, dorim să ne orientăm către tradiție și în felul ăsta să aplicăm un principiu yogin din Yoga Sutra care se numește Pratipaksha Bhavana și înseamnă să înlocuiești lucrurile negative cu lucruri pozitive. Deci nu ne propunem niciun fel de polemică, dar ne propunem să publicăm texte și exegeze fundamentale care să dea publicului român o imagine corectă despre tantra și despre practica tantrică, astfel încât, informat, să-și ia decizii de natură culturală, să se informeze mai mult, de natură practică, să practice dacă îl interesează și așa mai departe. Probabil că vom urmări câteva linii de inițiere tantrice importante. Una dintre ele, probabil cea mai importantă, este cea a Shivaismului Kashmirian, care este un fel de bomboana de pe tort a tantrei. Avem în pregătire o lucrare care se referă la cele 10 cunoașteri divine, Dasha Mahavidya, care sunt anumite energii fundamentale ale Universului, cum ar fi timpul sau frumusețea, care sunt personificate și comportă o anumită practică spirituală, fiecare, o întreagă linie de cunoaștere în care se regăsesc aceste principii în fiecare moment din viață. Avem de asemenea în lucru o lucrare a unui cercetător și practicant de școală nouă, Christopher Wallis, care se numește Tantra Iluminată, care vorbește tot despre tantrismul non-dualist și vait, dar dintr-o perspectivă mai modernă, el fiind mai tânăr, tot elev al probabil cele mai mari autorități în domeniu, profesorul Alexis Sanderson de la Oxford, autoritatea academică. Și mă rog, nu o să vă plictisiți cu această colecție în anii care urmează, vă promit. Mulțumim noștri, Adrian Moldovan și Mihai Liță, că au fost alături de noi în această după-amiază. Am vorbit despre un subiect foarte interesant, doctrina vibrației și șivaismul kashmirian non-dualist. Doctrina vibrației, carte scrisă de Tchaikovsky și apărută în colecția Tantra a editurii Herald. Vă așteptăm și la evenimentele librăriile București, evenimentul de lansare acestei cărți atunci când profesorul Marti Tchaikovsky va veni în România. Vă mulțumim foarte mult pentru că ați fost alături de noi și vă invităm la următoarele evenimente aici la standul editurii Herald. Mulțumim!